Acum, noi ca și Uniunea Bisericilor Creștine, Evanghelici, Baptiste, de asemenea am anunțat o colectă în cadrul Uniunii, trebuie să recunosc că n-am făcut un apel către federație pentru că nu ni s-a solicitat lucrul acesta, adică fratele Ion Miron, episcopul Uniunii, n-a făcut această solicitare. Poate n-ar fi o idee rea, adică va trebui să mă consult cu el și dacă există o asemenea cerință, atunci voi putea solicita Federației Baptiste Europene ca și ei să se implice și să acorde un ajutor pe măsură. Noi, la nivel de Uniune Penticostală, suntem deciși, așa după cum s-a amintit prin mesajul episcopului, să construim sau, dacă vom găsi, să cumpărăm câteva case, cât mai multe posibile. Dar cel puțin 3 case, cred că vom putea ca să le oferim oamenilor care au rămas fără ele.